Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende cu Brawl Stars, iar astăzi vom vorbi despre bazmul din sezonul 8, Once Upon a Brawl. Înainte de a începe, nu uita să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, pentru că m-ar ajuta foarte mult, așa că haideți să începem! Din primele două pagini aflăm că Princess Shelly vrea să meargă la un anumit castel care are sabia adevărului, o sabie cu puteri magice. Pe drum, se întâlnește cu Wizard Byron, el dându-i o armă ca ea să fie în siguranță când ajunge acolo. Din următoarele două pagini aflăm că Evil Queen Pam o urmărește prin oglinda ei fermecată. Știe de faptul că vrea să fure sabia. Așa că, regina le poruncește gemenilor Eldragon să se ducă și să o prindă înainte să distrugă totul. Din următoarele două pagini, aflăm că Princess Shelly se întâlnește cu Unicorn Knight Barley, care cândva a fost un cavaler de neoprit, iar acum este transformat într-un unicorn care nu poate lupta. Probabil, Evil Queen Pam a făcut acest dezastru. Fiind un unicorn, are și puteri magice, așa că o ajută pe Princess Shelly să ajungă mai rapid la castel, creându-i un drum din curcubeu. În următoarele două pagini putem vedea cum bătălia este în amploare în fața porților castelului. Gemenii Eldragon îi zăresc, dar, din fericire, Princess Shelly îi doboară pe amândoi. În ultimele două pagini, eroii noștri ajung în sfârșit în castel. Evil Queen Pam pleacă cu unul din gemenii Eldragon, celălalt fiind captiv de către Unicorn Knight Barley. În sfârșit, pot pune mâna pe sabia adevărului de la Prince Sprout. Decât că, un hoț îndemânatic pe nume Handsome Colt distruge totul. Cade prin tavan și împinge din greșeală o poțiune spărcându-se fix în Prince Sprout. Nu este ziua lor norocoasă, pentru că această poțiune l-a transformat pe Prince Sprout în răul întruchipat. Aici se termină povestea. Nu știm dacă au luat până la urmă sabia și nu știm unde pleacă Evil Queen Pam. Probabil va reveni în viitor tot cu Once Upon a Brawl. Tot ce trebuie să facem e să așteptăm. Cam atât am avut de spus în acest episod, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, vă mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare!